raport de activitatea Consiliului Director pe anul 2019 și propuneri pe anul 2020. Stimați delegați, chiar dacă au trecut câteva săptămâni din anul 2020, considerăm că suntem la început și ne gândim ce vom realiza în acest an. Anul acesta pare a avea o încărcătură emoțională mai puternică, deoarece aniversăm 60 de ani de la activitatea a Catedrii Dumnezeu. Ne aplicăm asupra persoane care au nevoi mari, bătrânețea nu este ușoară, dar nici nu trebuie să ne doboare. Trăim sentimentul împlinirilor, a realizărilor noastre, a reușitelor copiilor și nepoților noștri. Să nu ne descurajăm în fața greutăților, să nu uităm că unii și-au dat viața și nu au ajuns la această vârstă. Să mulțumim Bunului Dumnezeu pentru fiecare zi pe care ne-o dăruiește. Trebuie să vă informez la început că domnul Juri Mihai Dumitru, din cauza unor probleme de sănătate rezolvate prin două intervenții chirurgicale, și-a dat demisia din funcția de președinte, iar Consiliul Director l-a ales pe domnul Haidu Valentin, subsemnatul, în funcția aceasta, pentru această funcție. Vă rog să vă spuneți punctul de vedere, să validați aceasta prin vot. Dacă sunteți pentru, este cineva contra? Nu. Obținere? Nu. Vă rog să consemnați în procesul verbal. În cursul anului 2019, cu respectarea prevederilor legale privind instituțiile financiare nebancare și a statutului asociației, Consiliul Director a emis un număr de 18 hotărâri și iar președintele asociației a emis 28 de decizii. Instruirea personalului în domeniul securității și sănătății în muncă a fost asigurat din partea Consiliului Director de către Stan Ion, membru în Consiliul Director. Activitatea compartimentului administrativ a asigurat bunul mers al activității. În activitatea Consiliului Director s-a urmărit realizarea obiectivelor principale ale asociației, respectiv acordarea împrumuturilor, acordarea de ajutoare nerambursabile, decontarea parțială a biletului de tratament în stațiuni balneare, o recuperare în spitale de profil, ajutoare speciale ori excepționale. Activitatea membrilor Consiliului Director s-a bazat pe o colaborare strânsă cu Secretariatul Contabilitate, precum și cu delegații care ne prezintă cele 39 de comunități locale. Anul 2019 l-am încheiat cu un număr de 9850 de membri, o scădere față de anul 2018, datorită unor probleme legate de natalitate și de cazul care îl avem la Moisei. Din acest număr de 9850, la Sighetul Marmației avem 4.424 și în localitățile arondate 5.424 de membri. Având în vedere că împlinim 60 de ani, deci față de anul 2010, când am avut 50 de ani de activitate, când am avut un număr de 8.096 de membri, am crescut până acum cu 1.754 de membri. Deci, va trebui și în continuare să ne mobilizăm pentru a asigura numărul de membri necesar, să ajungem la 10.000, dacă se poate, în anul acesta. În cursul anului 2019 s-au înscris 662 de membri, dar am avut și ieșiri 340, din care decese 322. Pentru cei care au plecat dintre noi, vă rugăm să păstrăm un moment de reculeșe. Articolul 8. Aprobă rectificarea bugetului asociației pe anul 2020. Prin hotărârea Consiliului Director, la propunerea motivată a contabilului șef, cu avizul favorabil al Comisiei de Cenzuri, o singură dată, sub rezerva supunerii spre aprobare primii adunări generale a reprezentanților. De ce am cerut asta? Pentru că așa cum ați reținut din prezentările care le-am făcut mai înainte,
E posibil ca anul acesta să ne apucăm de a face ceva investiții la clădirea sediilor. Și acum nu știm exact ce bani ne trebuie. Și atunci să avem posibilitatea, deci aprobarea adunării generale, de a face o rectificare bugetară. De asta am să vă explic. Articolul 9. Împuterniciților locali. Li se majorează salariul cu 5% de la 1 ianuarie 2020. Alineatul 2. Personalului TESA și aleșilor din Consiliul Director și Comisia de Cenzori li se va majora salariul sau indemnizația de la 1 aprilie 2020. Ziua păcălenii. Alineatul 3. Personalului angajat îi se acordă lunar tichete de masă proporțional cu timpul lucrat. Și ținând cont de numărul de membri am puterniciți. Și numărul de membri din localitate. Da. Articolul 4. În funcție de situația financiară a asociației și modul în care fiecare angajator ales și-au îndeplinit sarcinile de serviciu, li se pot acorda prime trimestriale și B, al 13-lea salariu sau indemnizație sau alte drepturi legale. Articolul 10. Ăsta e cel mai mare, pentru că e și activitatea noastră. Împrumuturile se acordă astfel. 1. Plafonul împrumutului crește la 30.000 de lei. Deci pe anul trecut am avut 25.000, suma maximă. Suma împrumutată nu poate depăși de 5 ori cuantumul cotizației existente. 2. Garanția împrumuturilor în proporție de 50% se face cu fondul cotizației și pensiile sau veniturile giranților este obligatorie. Procentul dobânzilor și numărul giranților se mențin la nivelul celor din anul 2019. 3. Solicitantul împrumutului și giranții vor prezenta cupoane de pensii din ultimele două luni și cartea de identitate în original. 4. Împrumuturile de până la 25.000 de lei pot fi eșalonate în 36 de rate lunare, iar cele mai mari în 40 de rate. Fac pauză atunci. Vă rog mai încet că giranții trebuie să aibă pensia de minim 750 de lei. Deci nu se pot primi giranți care au pensie mai mică. Și pot proveni din orice sistem de pensii, public, MAI, MAPN, SRI, CIE sau ce știu care mai fi. Ori salariați ai căror angajatori acceptă poprirea pe salarii. Să nu gireze mai multe persoane în același timp. Am mai avut situații când unii au devenit un fel de giranți de profesie. Și pe când trebuia de recuperat banii, nu mai era de la cine. 6. Membrii care au pensii de invaliditate, indemnizații sociale, ori nu au venituri proprii, pot aduce giranți proporțional cu suma împrumutată. 7. Împrumuturile la nivelul cotizației se acordă. A. Fără giranți dacă împrumutatul acceptă clauza contractuală ca ratele restante să fie reținute din fondul de cotizații. B. Cei care nu au venituri lunare proprii să aducă un girant. 8. Pentru împrumuturile de refinanțare se depun cereri personal ori prin tutore sau cu împuternicire notarială, iar cei din localitățile arondate prin împuterniciții locale.
9. Membrilor care se retrag din asociație și achită anticipat ratele pe care le mai au, nu li se restituie dobânda reținută. 10. Celor care, din motive personale, achită anticipat ratele împrumutului, nu li se restituie dobânda reținută. Articolul 11. Ajutoarele nerambursabile se acordă anual o singură dată, numai după un an de la primirea în asociație, astfel. A. Cuantumurile ajutoarelor nerambursabile de 60 de lei, speciale de 100 de lei, excepționale de 250 de lei și a compensărilor la tratamente balneare ori recuperări medicale, astea sunt de 150 de lei, se mențin la aceleași sume. B. Ajutoarele de 60 de lei și 100 de lei se acordă celor cu o pensie de până la 750 de lei lunar, iar cele de 250 de lei, ajutoarele excepționale, celor cu o pensie de până la 1500 de lei lunar. 2. Cuantumul ajutoarelor de mormântare se majorează cu 5%. 3. Ajutoarele de mormântare se pot acorda după cel puțin 3 luni de la înscrierea în asociație. Deci asta să fie foarte limpede. Deci, dacă omul a fost primit în asociație la o dată și decedează înainte de 3 luni, nu se încadrează între cei care trebuie să, care au dreptul să primească ajutor. 4. Cei care se retrag din asociație vor restitui ajutoarele primite, inclusiv cel pentru tratamente balneare ori recuperare medicală. E vorba de ajutoarele primite în acel an, nu de când el merge. Articolul 12. La începutul anului 2019, aveam 9.928 de membri și am încheiat anul cu 9.850, adică cu 78 mai puțin. Ceea ce impune luarea de măsuri pentru a nu mai ajunge în asemenea situație. Alineatul 2. În zona noastră, numărul pensionarilor, inclusiv cei din armată și poliție, este în jur de 28.000. Deci există rezerve pentru primiri, diminuând riscul ca ieșirile să fie mai mari ca primirile. La închirierile lunare vom stabili numărul de primiri ce trebuie făcute în proporție de minimum 15% din cel existent la 1 ianuarie 2020. Ne-am orientat după procentul ăsta pentru că ieșirile le vedem cam cum sunt și cele naturale și cele cu retragerile și am tinde să fie mai mari un pic primirile în rândul membru decât ieșirile oarecum forțate. De ce sunt și alte motive care fiecare le are. Alineatul 3. Vom primi și persoane angajate cu contract de muncă pe durată nedeterminată la instituții sau unități bugetare sau altele fără risc de disponibilizare, care au maxim 10 ani până la împlinirea vârstei standard de pensionat. În ceea ce privește primirea de noi membri în cursul anului 2019, putem evidenția pe următorii colaboratori: la Remeți au fost 23, la Rozavrea 20 de primiri, la Moisei 20, la Sarasău 18, la Valea Vișeului 14, la Văileni 13. Menționăm că problemă mare am avut la Sighetul Marmației, unde n-am putut să facem o colaborare foarte bună cu primăria și cu Direcția de Asistență Socială să ne punem de acord. Fondul de cotizații.
al asociației în sumă de 17.831.334,78 lei a satisfăcut solicitările membrilor privind acordarea de împrumuturi la cei 3.298 de membri, din care pentru Sigetul Marmaților 1.624 de membri în sumă de 16.820.870 de lei, iar la comunele arondate, la 1.674 de membri, în sumă de 9.324,490 de lei. Aici putem evidenția câțiva dintre dumneavoastră care au avut activitate deosebite. Menționăm aici Remețu, care a avut 172 contracte, acordând credite de peste 1 miliard de lei. Am avut Săpânța cu 142 de contracte, iară peste 1 miliard de lei, Sarață 109 contracte, peste 600 de mii de lei, Câmpul Lung 156 de contracte, aproape 600 mii de lei. Astea sunt cele mai mari care au avut loc, pentru aia i-am spus ca și cei lasă să se mobilizeze, că fonduri avem și putem să asigurăm necesarul de credite pentru această perioadă. În ceea ce privește încasarea cotizațiilor, să știți că nu stăm tare bine cu încasarea lor, dar nu stăm nici rău. Deci în afară de cazul de la Moisei, unde avem un caz unde avem 46 de poziții cu 466.000, caz care a fost dat în executorul judecătoresc și avem dosar penal pe rol, alte cazuri deosebite nu avem, numai vă spun cum stăm. Sume restante în termen la Sighetul Marmației în 50 de cazuri, 82.140 de lei, peste termen 4 cazuri cu 5.400, iar în zona arondate, sume restante în termen 47 de cazuri cu 82.000 și sume restante în termen 15 cazuri cu 41.000 de lei. În cursul anului 2019, din contribuția de 4 lei care am încasat-o lunar de la fiecare membru, am încasat suma de 399.116 lei și din fondul care le-am constituit în anii precedenți de 974.584 de lei, au fost acordate ajutoare nerambursabile în sumă de 617.347 de lei. Cam mărunt o să le prezinte doamna contabilă șefă în raportul dânsei. Pot să vă informez că toți împuternicirții locali la ora actuală sunt cu contract de muncă. Trebuie să validăm unele probleme care au apărut în cursul anului 2019, respectiv validarea trecerii domnului Lazar Doru ca membru prim al Consiliului Director, iar domnul Ulici Ioan ca membru supleant. Toți au fost membri ai acestei asociații. De asemenea, au avut loc modificări și la Comisia Cenzor, unde trebuie să validăm pe doamna Bodea Maria și Năsui ca membri activi și doamna Mic ca membru supleant. Să fie prezentat în raport. Pentru revigorarea activității Consiliului Director, am luat o serie de măsuri în anul trecut. Am organizat acțiuni la primării, unde ne-am prezentat împreună cu împuternicitul local și cu primarul, i-am prezentat futuraș cu realizările noastre din acea zonă, câte contracte, câți membri, câte ajutoare i-am dat și o parte din primari au fost amabili și s-a văzut rezultatul la sfârșitul perioadei. La data de 5 august s-a realizat o instruire a tuturor împuterniciților noștri pe linia respectării legii 22 gestionarilor, modul de completare a documentelor și la sfârșitul acțiunii din ziua respectivă s-a făcut și un test la care au participat toți membrii și toată lumea a reușit. A fost organizat în cursul anului 2019 concurs, având în vedere că s-au eliberat posturile din Comisia de Cenzori și din Consiliul Director, au fost organizate concursuri pentru ocuparea acestor posturi.
la Comisia de Centru, unde s-a prezentat foarte bine doamna Bodea Maria Expercontabil, domnul Năsui, doamna Mic și domnul Ulici. A fost organizată ca acțiune socială în cursul anului 2019 o excursie care a fost tutelată, sau cum se zice, de doamna Lumei. Amănunte despre excursie o să fie în partea a doua, când o să fie reluate pe ecran. Strategia a Consiliului Director pentru anul 2020. Să susținem interesele membrilor prin promovarea ajutorului reciproc, incluziunii sociale și cooperării între generații. Obiective generale: reprezentarea asociației în fața autorităților publice și la nivelul asociației, la federație. Aici vreau să vă menționez că domnul jurist Mihal Dumitru a fost cooptat în Comisia Juridică a Federației Omnia, care ne reprezintă. Omenia. Costă doamne. 2 lei, nu, prin. Obiective specifice. Întărirea capacității de management. Angajarea de împuternicii și în alte zone. Deci avem de gând în anul 2020 să mergem și în alte zone în care am fost acum vreo 7-8 ani, am pierdut terenul, dar și în alte zone unde n-am fost deloc, ca să ne întărim numărul de oameni și de membri a asociației. Tot aici vreau să vă menționez că vom efectua unele schimburi de experiență cu unele din asociații din județ, Baia Mare, Satu Mare, Brâlat și altele, să vedem din experiența dânșilor, noi și a noastră, să vedem cum putem să ne mai îmbunătățim sistemul de activitate, evidența, și să putem ajuta mai bine tinerii pensionari care să vie în asociație. De asemenea, anul trecut am fost prezenți la radio și televiziune și vom continua și în anul acesta, că e o cale prin care putem să venim mai în față, față de ceilalți cetățeni ai orașului Siget sau până unde bate activitatea respectivă firmei. Consolidarea activității de creditare și economisire, accesarea de fonduri nereîmbursabile. Informatizarea activității în localitățile unde sunt peste 300 de oameni. Ne-am gândit că unde sunt peste 300 de oameni, de membri, al asociației, și este o muncă destul de mare în legătură cu încasarea cotizației, completarea carnetelor, completarea cererilor, întocmirea contractului de împrumut, să vedem ce formă de informatizare putem adapta, că vizionând unele asociații mai mari decât a noastră, au introdus un sistem de informatizare în acele localități. Ceea ce dorim și noi în localitățile cu 300, examinăm în cursul anului să vedem unde ajungem. Așa. Elaborarea un curs de perfecționare a activității economico-financiare cu împuterniciții. Deci, încă o dată, să facem un curs unde să vedem cum trebuie apăsată tasta, cum se face operațiunile pe calculator, dacă vom ajunge acolo. Să vedem. Implementarea unui proiect din fondul nerambursare pentru realizarea unor obiective cu destinație socială. Noi avem de gând ca la sediul asociației, am pornit deja activitatea cu un domn care tot vrea să ne ajute, dar nu a gătat încă, proiectantul, să vedem cum putem îmbunătăți situația de la sediu cu reîmpărțirea spațiilor, că la închideri sunt probleme de flux de a chita cotizație și a ne prezenta la ghișee. Dorim ca noi am prins, și o să vedeți în discuția doamnei contabile șefe, o parte de bani necesare proiectului. Apropierea noi cât a costat.
unde am prins aproape 50.000 de lei. Dorim și în continuare o creștere a controlului și consolidarea activității economice și financiare asociației prin Comisia de Cenzor, după apariția unor modificări legislative care au zis Federația că le va face la statut, o să vedem în cursul anului ce modificări vor face, o să le discutăm și o să le punem spre aprobare și dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos!